Deci în partea aceasta se unesc drumurile, ceea ce înseamnă că pe aici ar trebui să fie centrul insulei. Salut, salut! Bine te-am găsit la un nou episod pe Breasla Haiducilor. Știu că n-am mai postat de ceva timp, dar ca să mă revanșez săptămâna aceasta, voi posta zilnic, așa că, ce pot zic, vizionare plăcută, sper să-ți placă. Și mă uitam prin partea asta pentru a vedea exact pe unde ar fi centrul, că orice sat, oraș care se respectă are un centru al satului, orașului, încă nu știu ce o să fie pe aici, dar la cât de mari sunt clădirile, ceva, ok, o așezare. Și atunci, în centru, clar trebuie să fac o fântână, așa că hai la treabă! N-a durat mult și fântâna este gata, totuși folosind la structuri piatră, deep slate și în partea alaltă exact la fel, am zis de data aceasta la fântână să merg pe un design mai spre 1.21 cu tuf, că tot avem blocurile astea noi, bricurile, și aici jos cred că voi pune calcit sau ametist, încă nu știu exact, dar se rezolvă foarte ușor când vine momentul. Totuși, momentan, aș vrea să pun apa la fântână fix pe colțuri. Una, două și pe celelalte colțuri din partea asta, trei și a patra găleată. Gata! Fântâna este pregătită, însă e mult prea simplă, să zic așa. Ar trebui și o statuie, că până la urmă, orice oraș care se respectă ar trebui să aibă o statuie în centru, nu? Zis și făcut, am dat o fugă până la magazinul lui Chobi, de unde am luat materialele de care aveam nevoie și am început să construiesc statuia. Inițial mă gândeam că ar merge un Iron Golem, însă e mult prea basic, după care mi-a venit în minte prietenul său Copper Golemul, doar că nu se potrivește cu restul structurilor, așa că am rămas într-un final la statuia unui Alei. După atâta muncă, am nevoie de o pauză, așa că am venit în vârful turnului pentru priveliștea asta grozavă și am luat telefonul să joc Dice Dreams, un joc pentru Android și iOS în care dai cu zarul ca să strângi aur pe care îl folosești să construiești regate în diferite tărâmuri. Sunt peste 100 de zone care te așteaptă să-ți construiești regatul, iar cu fiecare zonă deblocată, recompensele sunt din ce în ce mai mari. Pregătesc și o surpriză pe acest joc, dar vei afla mai multe despre asta mâine. Până atunci îl poți downloada de pe linkul din descriere și ca să participi trebuie să ajungi la al patrulea regat. Acum, gata cu pauza, e timpul să mă apuc de treabă. Privind partea bună, am terminat statuia și fântâna. Arată super bine din partea asta, mie îmi place cum au ieșit, însă privind partea proastă, acum am de făcut ordine prin inventar și am lăsat acolo un cufăr ceva tuf de la statuie, deci îmi voi aranja itemele încet, în timp ce vă povestesc despre acestea din inventar și anume voi începe cu capul lui Colpir. Cum am ajuns să-l omor pe Colpir? Ei bine, acum vreo 2 săptămâni, cred, filmam cu el un videoclip, o să vă las pe fundal secvențe din el. Și ce s-o gândi Colpir? Bă, hai să-l omor pe Blue. Și a fost 1-0. Însă, acum o săptămână, eram aici la bază cu Dark și Peter, pentru că le povesteam de harta pe care am făcut-o aici la etaj în Chestrum. Am făcut o mică hartă de 2x2 cu insulița mea și mă gândeam să fac una mai mare. Le-am spus despre asta, între timp au venit Colpir cu Puf și Panda pe la noi. Iar dacă Colpir o zis, domnule, hai că eu stau la povești, explic chestii, m-am gândit să schimb treaba, să schimbăm un pic și să nu mai fie 1-0. Liniște, vă rog eu frumos. Obiectez! Dacă tot v-ați jucat cu acele mace-uri, am o provocare pentru voi. Ah, ia zi. Ei bine, dar tura trecută, tu ți amintești Blue că ai fost, da. Și Domino, cred. Așa. Am spart pe la Warden și iarăși s-a enervat Warden-ul pe noi și atacă crăpoaica... Cum era? Cu ce am așteptat la treaba asta? Da? Nu cred! A fost amuzant, n-o să mint.
deci a zis a fost crăpo... un efect dramatic că... crăpoaica. Bă, trebuia să fac asta. Ia faceți un cufăr criminal, repede. Criminal. Da, un cufăr, stai. N-am lemn, n-am lemn. N-am nicio. Acum scorul este de 1-1 și dacă vreau să fiu eu cel care ajunge primul la 2, ei bine, trebuie să îmi fac un buzdugan mult mai bun, însă cu altă ocazie, pentru că mai am puține lucruri de povestit din ceea ce s-a întâmplat și după această bătălie care a fost mai mult pe partea mea, ne-am dus până la Nenea Panda ca să luăm și pe el, unde, de fapt, de unde am făcut rost de aceste toteme plus câteva mere înceantate. Păi, tu, eu vreau să fiu arcaș. Da, și eu vreau să fiu arcaș. Eu mă bag în față acolo. Bă, se eu dau la geale. Poc, poc, poc. Vreau cu arbaleta. Bă, dar ia fiți atenți, nu pot să încerc cu meisul. Vreau să vă dau ceva, mă, dacă tot... Bă, da. O, ce dai bun, ce dai bun. Ia, băgați-vă în coace toți în cort, că vreau să ne băgăm toți în cort, hai toată... Am aici câte un totem pentru fiecare, cred. Mulțumesc. Bă, și chiar nu aveam. Da, nici eu n-aveam. Ultima mea rezervă. Nice. Bine, și mere de aur, înceantate, vrea cineva? Și de alea vreau, cum să nu? E cangeală. Ne uităm, luăm din Ender Chest. Dacă să apă, dați-vă, bă. Bă, da, bă, dați-vă, bă. Așa. Bă, ați luat tot. Bă, l-ați luat tot, bă. Bă, ne mâncați. Așa, mulțumesc. Uite, uite, vă dau și eu, uite. Vă dau și eu ce am, cam atât am eu. Da, atât am, da. După toate astea, am mers împreună pentru a bate Wardenul și, sincer să fiu cu voi, am mers mult mai rapid decât mă așteptam și probabil ne așteptam cu toții. Oricum am avut noroc de acele săgeți cu slowness, că s-a mișcat foarte încet și probabil de asta și nouă ni s-a părut că l-am bătut rapid, dar sărind peste acest lucru, am strâns împreună tot skulk-ul ce a crescut prin jurul statuii, ceea ce înseamnă că așa s-a încheiat blestemul Wardenului. Nu mai avem skulk, nu mai avem statuia. Bine, statuia încă e acolo, ok? Deci statuia o puteți vedea, încă este în partea aceea. Sunt ceva cufere pe aici, goale, paturi. Voi face puțin ordine, că totuși e lângă shop-ul de sniffări. Și gardul acesta îl voi aduna eu, nu de alta, dar... Mie îmi convine să fac rost de lemn gratis, salut Panda. Plus că în această zonă sau poate puțin mai încolo va veni un coloseum unde să ținem luptele de acum încolo. Uite, de exemplu, dacă nu-l omor pe colpir până la până fac coloseumul, dăm acolo pentru 2 din 3, nu cum era aia. Și atunci direct bam, cine câștigă, îi câștigătorul luptelor și nu ne mai batem, bine, până data viitoare când ne batem, dar nu contează, urmează un coloseum și până atunci mă apuc să scot tot lemnul ăsta. Într-un final am terminat de scos gardul, o mai rămas un pic animația de la modul Distant Horizon, dar nu mai e deloc pe aici și pot pune în partea asta lemnul, mai am cât s-a adunat, aproape un shulker plin de lemn. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă, ce se petrece? Salut! Ce... Salut, faci, bă, blubă. Da, păi, știi că nu, am bătut oardă, nu am curățat scălcul pe aici împreună și am zis să scot gardul că na, lemn gratis, știi cum e. Păi aia ziceam și acum că lucram pe acolo ceva prin peștoaică și dintr-o dată aud aici gălăgie, șantier, treburi, să o puteți. Ai dărâmat deja tot ăsta? Da, ce, un pic ciop, ciop, ciop și gata. Ciup, ciup, ciup. Ți-ai adus și oameni, ți-ai adus și ajutoare, ai plătit pe cineva. Să cure asta, numai trebuie să-i pun mending, că se duce deja cât mai are 30 durabilitate. Bă, dacă te-am prins aici aia cu fața ta de broască, ce ai aici? Da, ăsta e lemnul care, lemn gratis. Care a fost, da, zi. Nice, nu-i rău. Dacă tot te-am prins aici, fii atent aici, că vă văd pe toți că sunteți așa fashion. Da. Voi. Interesant. Bănuiesc că tu vrei să faci niște bani. Tot timpul vreau. Vreau și eu să-mi pun niște chestii, niște zorzoane, niște treburi pe armură, să fiu șmecher și eu. Știu exact ce ai nevoie, haida, armor trimuri. Și... Deja și vă turnu. Da, ia uite, se vede din partea asta. Dar mai construit ceva, vreau să-ți dai cu părerea când ajungem. Fix aici, după copac. Unde ai ajuns? Stai că nu... s-a dus în partea aia. Ia uite. Mică lei, ce are mână? Are un bloc de dirt, de gres, pardon.
în mână. A, un bloc de gres. Da. Nu prea arată, dar ok. Da, Alei are picioare, man. Da, ca să stea aici totuși, că arăta foarte dubios. I-am făcut teste să stea în aer, dar nu, nu, nici o șansă. Am înțeles. O singură chestie. Ia zi. Are mâinile cam groase. Ok, da, aș putea să tai. Stai. Cred că da, s-ar putea să trebuiască să dai jos. Ori, cred că, da, așa. Poate ăla. Ăla de sus, stai că n-am. Poate ăla de sus, da. Mă pun poate pe ăsta. Poate mai scurte cu un bloc. Să poate. Aia mă gândesc eu. Ah, ok, da. Așa, aia, ăla, much, ăla-i, da. Much better, ia cu. Much better, much better. Așa. Și, well, a doua chestie care mă distrage pe mine așa un pic, dar tu că eu sunt așa un pic cuz mai din ăsta, mai pe realism, mai pe chestii de genul ăla. Mă, da, bravo. Da, s-o dus apa, da, te-ascult, zi. Parcă nu arată chiar așa de interesant el să fie foarte colorat și fântâna de sub el. Dimă, ce am luat blocul, fântâna de sub el să fie făcut așa pe tonuri din astea de gri. Nu știu. Da, dar am vrut să folosesc tuf, pentru că am folosit piatră, deep slate la restul construcțiilor și din asta n-am folosit. Am vrut să merg pe alb, dar nu intră tare bine. Poate puteai să-l faci și pe ăștia, așa într-un ton de gri, la aia mă refer, să-l fi făcut din piatră, cabl sau un tuf, ceva. Da, se poate, mă mai gândesc la ideea asta. Posibil să fie arătat mai bine. Yep. Și fii atent, ce vreau să fac, asta e, să știm numai noi, aici e un trapdoor. Un de puță, mă. Și mă, na, bă, nu, acolo, da, bravo. Așa. Deci acolo așa. Jos vreau să fac o crescătorie de ulei, pentru că sunt destul de folositor la ferme, la chestii, cum le-ai folosit și tu acolo la sniffer, și cred că ar vrea oamenii. Da. Singura chestie enervantă sunt blocurile alea, de notebook-urile alea, uai. Dacă le oprești, uai. Că știu că tu ai moduri din alea șmechere de ele, îi oprești și nu s-au de... A, da, adevărat așa. Nu poți, dar nu există cumva din Minecraft să pui, să-i dai muffle, să pui poți un bloc de lână sub el sau ceva. Jukebox sau notebook, poți să dai mai încet. Aia știu, dar nu zic, să-i pui un bloc de lână sub el sau ceva sau deasupra și să nu mai auzi tu cum sună, dar să audă ălei. Nu, numai la shrieker, da. Poți să pui apă în shrieker și atunci nu se mai aude. Trist, ia uite, da, o să am nevoie de 20 de armuri de netherite. Da, ăsta zic că e pentru pantaloni, așa-i? Am nimerit. Cred că da. Și ce mai îmi place? Nu mai știu exact. Îmi place... Cred că... Zi. Pe pantalon cred că vreau alb, cred. Ah, ok. Păi, fii atent. Pentru papuci, vreau să ți-l recomand pe ăsta, Snout. Îți face niște copite, ia uite, vezi cum am eu copite de netherite jos. Aha. Da, ăsta e. Ăsta cred că merge bine și pe armură, nu? Da, merge bine pe armură. Eu pe armură am pus wardul ca să am fața asta de warden, gura cu pochi, par un sumo. Ah, da, chiar. Oh, not bad. Arată drăguț, da. Interesant. Și aici sus am mostre gratis. Orice ai nevoie în afară de diamant și netherite, poți să-ți iei din partea asta și smithing table la fiecare nivel. I see, I understand. Bun, no, păi, trebuie să ne apucăm atunci să facem treabă. Ok. Stai, mă, trebuie să dau jos toată asta de pe mine. La căpățână nu mai știu exact ce... What the heck, ce e asta? Asta e Bolt, e ăla nou. Bolt. Ce n-am, îi... Okay. Cum se numește? Ăla din Stronghold, nu mai știu cum se numea. Ai armor trim, cred? Dacă ăsta e Dune. Ai, nu l-am. Ok. Ia dă că ia un picuț să vedem unde ăsta. Să vedem cum arată pe cască. No, bun, ia să vezi. Tare curios. A, boltul ăla? Pam, da. Măi, aș vrea animații, sincer, să văd ce pui tu acolo exact. Și să, sau să poți, aici să poți să rotești ăsta, să fie un picuț mai mare or something. Da, să poți da zoom. Arată mișto. Da, nu știu, parcă nu arată chiar așa de bine pe ăsta, cum îi spune, pe... Pe cască? Cu ametist, parcă nu arată chiar așa de bine pe armura enchantată, nu știu, e tare dubios. Nu știu de ce mi se pare că pe ăsta de, cum îi spune, ăsta de netherite arată cel mai bine fie goldul, fie albul de la... Merg și diamantul, cu un light blue acolo frumos, da. Ah, ok, cu ăla merge. I understand. Oricum, păi... ce mă gândeam, uite, până te gândești tu și îți mai faci, să-ți povestesc un pic o idee, mă gândeam așa. Să fac o licitație la un moment dat
și să scot mai multe armuri șmechere, la modul full enchantate, de costume, tot felul de chestii, și să fie o licitație mare de costume aici. Ah, frumos! Not bad, not bad. Uite, da. Și aici ai mostre gratis. E pe ambele părți. Am pus mostre gratis, are... să fie, dar emerald n-am pus, cred că n-aveam. Doar are... Am eu o bucățică de netherite pe aici undeva? Cred că n-am. Poți să-ți dau eu netherite, dacă vrei. Din păcate, cred că n-am. Ia, poți să-ți iei de aici netherite și dacă ai emeralde, m-ar ajuta. Hai să văd. Nu? Las. Da, cred că nu am. Ah, las, e ok, e ok. Poți iei de aici netherite să vezi cum arată. Păi, netherite cred că vreau să-mi pun pe pantaloni, sincer. Ah, ok, ok. Și... vezi la cărbune, poate îți place mai mult cu cărbunele decât netherite-ul. Cărbune? Da, poți să spui cărbune. Poți să folosești cărbune? Yep. Bă, și e un pic mai închis. Pac. Stai așa, care vreau să-mi pun pe pantalon, că nu mai știu. Vreau să-mi pun pe pantalon ăla de la Wither. Ah, ăla de la Wither? Hai că mă duc să fac atunci chestia asta. Vreau două din astea. Ok. De la, cum îi zice? De la Piglin, da, da. Cum zice? Din Bastion. Așa. Snout. Oh, ăla bun, cu... bun. Bun. După aceea. Cred că jos de toți sale la alte, nu? Mă da, pierd prin cona cu ăsta, tu ești nebună cap. E, păi mare, e mare. Dar n-am avut spațiu să le pun până alte părți, aia e problema. Vrem și un silence de ăsta. Ăsta cred că îl vreau pe pantaloni. Ok. Ăla pe papuci și ăla clar pe armură. Bun, bun. Bune, vin, bune, pe aici. Ce mai îmi place mie și... e vexul ăla pe cască, să ai sprâncenele alea nervoase. Ia, da, unde l-ai ăla? Ăla cred că era jos. Stai că mă duc să văd. Da, jos era. Tot jos. Yep. Le-am pus așa să fie... Puzele jos? Aici, da, uite. Ăsta e vexul. Ăsta e vexul? Da, da. Ăla din... ăsta, mansion, așa. Hai să vedem. Vezi cum hai e, ai sprâncene nervoase ca și, cum îl cheamă, evocărul. Da, lol. Yep. Îs șmechere, sincer. Pam, pam, pam. Păi, interesant, adică mai schimbi un picuț și tu așa, asta, mai faci o combinație, să arăți mai frumos, mai fashion, mai pui mei. Păi tocmai asta e ideea, asta... mai schimb din când în când, ai mai multe armuri. Eu, de exemplu, am pe asta de gold, va trebui să-mi fac și eu una de netherite, da. Prima ocazie. Da. Trebuie să cumpăr TNT-uri. Cred că nu ăsta. Ia de aici. Ah, ok. Dau înapoi. Cred că pe ăsta îl vroiam eu. Na, ăla? Cum zice? Okay. Flow. Flow, flow, ăla, da. Flow. Flowy, flow. Bun. Băi, nu poți să pui cărbune, mă. Cum nu poți să pui cărbune? Nu poți să pui cărbune. Bă, stai să încerc. Bă, bune că nu poți să pui cărbune. Nu poți să pui cărbune? Bă, lasă-mă. Cum nu? What? Nu știu. De ce știam eu că... Băi, de ce știam eu că poți să pui cărbune? Stai să-l scot atunci nu de la știu. Mostre. Nu, asta nu da. Nu știu, dar uite că nu poți. Că asta. Băi, așa îmi place, uite. No, așa îmi place cum arată. Ăsta îmi place. O, eu o să văd la final. Uite. Stai. O, da, mamă, și ai acolo ha? Sus. Da, ăsta flow e șmecher. E mai șmecher decât Bolt-ul, sincer. E frumos ăsta, e frumos. Ăsta și ce vreau pe armură, cred că vreau ăsta, uite așa. Bă, n-arată rău, așa, cu diamantul. Bam. O, da, e șmecher ăsta. Zici că e un robot, așa, are parte de sus. Altă schemă. Nice, nice. După aia, pe ăsta vreau ăsta. Chiar dacă e așa mai închis un pic la culoare. Bam. O, da, da, da. Ai blugi din ăștia. Da. Ce tare. Și acum sunt în dubii la dacă pe ăsta să punem albi sau se pune în galbeni. Măi, la ce combinație ai tu? Cred că m-aș duce pe galben mai bine. Oare? Da, galben cu negru. Ar merge mai bine albul, că s-ar combina albul cu albul de pe armură, știi, de aia zic. Poți încerca, vezi ce iese. Pui cu alb inițial și după aia... Poți oricând să-ți iei altul. O, frumos, altă viață. Îmi place inima ta de pe spate, dacă te uiți la cască, ai o inimă aici. A, da, în spate. Da, da, da. Ce tare. Așa. Gata, o, sunt in love. Stai ce șmecher arăt și eu. Să-mi pun și altfel, eu... Altfel, discutăm acum. Gata, așa. Și-o pus și el cașcheta. Da, mai am pus și eu cașcheta. Se vede mustața, bă, băiatule.
Am mustață și sus dacă te uiți în partea asta la, la căscuță. A, da, da. Mă cât ții invers. Yep. Da, nu, e la fel. Păi, mă rog, da, zic. Avem 4 trimuri. Ok, ok. Câte 12 diamante fiecare. Stai să vedem exact ce ai luat și atunci discutăm. Luase-i ăsta flow, care-i 12, da. Da. Mergem mai jos un pic, ai luat 2 snout, care-s 12 fiecare. Bun, deci până acum avem 36. Exact, și cred că la silence-i 16. Dar ne uităm acum, da, ăsta-i 16. Deci 36 deci ar fi 52. Exact, 52 ar fi. Iar eu o să-l pun pe ăsta, vezi înapoi. Băi... Ia un stack direct și pentru ăla, pentru Netherite. Da, și Netherite, da, mulțumesc frumos. Eu și uitam. Așa, să fie primit acolo. El uita, mă, el uita. Hai că mi-a făcut și tu niște diamante. Da, cum? Nu mă pot plânge. Ia uite, deci un stack de diamante, 8 blocuri acolo, pac, pac, să fie, da, numai sărac altă astăzi. Altă viață. Mă simt și eu mai împlinit acum că sunt frumos și eu colorat. Altceva, mă, mai atât. Da, cum? Altă viață. Noi în rând cu lumea. Ai, că e noapte afară. Ne băgăm la somn. O să mă gândesc la ideea ta, sincer, stai un pic să... Neaț. Așa, ce vreau să zic? A, da, cu aleiul. O să mă mai gândesc la ideea ta, dar vreau să fie colorat. Restul e așa, vezi, mai gri, mai închis, în că se iasă în evidență. Știu, dar parcă iasă din peisaj, știi, parcă nu-i din peisajul ăsta. Știi ce ai putea să mai faci încă, iară? Ia zi. Ai putea eventual pe la aripioare, pe aici, pe acolo, pe unde ai niște găuri, să adaugi niște sticlă, niște glass pane-uri. Oh, da, bă, pleacă, bă, că discutăm arhitectura aici. Gata, revenind. Ar merge. Niște glass pe niște treburi. Uite, aici, de exemplu, unde se combina aripa cu spatele, poți să pui două bucăți de glass pane. Mm-hmm. Aici poți să pui o bucată de glass pane, aici una jos, acolo una în capăt și sus pui două așa, de la dreapta la stânga. Ah, da. Păi, o idee bună, de notat asta. Atunci îl faci așa, să vezi ca și cum are niște, știi? Mm-hmm. Se face. Niște prestiuțe. Exact. Se face. Și vreau să te întreb așa ce de pe acum, ce părere ai de o ofertă, bine, la Golden Carrots? Că mă gândesc eu pe viitor să mă ocup un pic de magazinul de aur, că doar că pus numai un pic, numai puțin gold acolo. Și cum te gândești, ai cumpăra un shulker dacă ar fi preț mai bun decât la Ionuț, să-ți iei odată un shulker de Golden Carrots și gata? Păi, mie îmi place să am mâncarea, știi, mai diversificată un pic, să mănânc din toate câte un pic așa o lecuță, dar dacă e ofertă bună la un shulker direct și mai primești și shulkerul... Păi da. Adică, eu zic că da. No, super atunci. Sună bine. Apreciez că... Și aveți morcovi? Încă n-avem, dar promit eu că săptămâna asta... O să fie acolo mega ofertă șmecheră. Vă aduc eu morcovi? Da, pot să cumpăr morcovi de la tine. Păi da, fac fermă, sunt fermier, domnule, acolo. Am un câmp mare de morcovi. De-abia așteaptă să fie cules. Bun, perfect, atunci o să vin până la tine să văd care e faza cu câmpul ăla. Dar zilele astea, când mă mai gândesc și eu mai pregătesc toate șulcărele, că nu mai am. Toate s-o dus pe... Bă, rotă-n flash la ferma de gold, nu mai am. Chiar că nu prea mai... Și eu stau prost cu ele, mi-s toate pline, nu mai... Trebuie să... Bă, blum. De ce? Da, și mă gândesc așa un picuț. Să ne băgăm la o fermă de șulcăre. Să facem un magazin de șulcăre. Mă doare că eu mă gândeam că zici, hai că am resetat end-ul, putem merge să facem rost de șulcăre, dar tu zici fermă. Ne băgăm, faci. Băi, uite, nu zici tu rău, putem să mergem să ne adunăm pentru noi, chiar ar fi fain, mi-ar place o aventură, să-mi dezmorțesc un picuț aripile, okay. Nu zic nu. Dar mă gândesc la treaba asta, știi, pentru viitor, că poate lumea o să aibă tot mai mult nevoie de șulcăre. Păi da, că le folosești, le lași prin ferme, cum le-am lăsat eu în partea aia, le vinzi. Și rămâi fără. Da, e chestia, mai e treaba. Na bun, atunci așa rămâne, facem fermă așa, de... Așa, mergem când îmi anunți, când vrei tu. Cum? Ne luăm, ne ducem. Sigur, mergem zilele astea atunci și facem și fermă când ne găsim un pic de timp.
Extraordinar, perfect. Bun, mulțumesc atunci de vânzări. Apreciez, abia aștept să mai treci pe aici când te saturi de stilul ăsta. Să-mi cumpăr. Pe da, poate da. Când vii și tu și faci armurile alea șmechere. Da. Să-ți cumperi gata, pregătit, aranjat. Păi da, nu mai chinu eu să mai gândesc cu ce mă îmbrac, cu ce mă dezbrac. Știi că ăștia bogătanii ăștia așa și așa, îți pe din alea, au același tricou de 5 ore, aceeași preacă de pantalon de 5 ore, să se gândească fiecare dimineață să-și consume energia pe ce să îmbracă. Da, exact. Așa ai 3 armuri ce și zici, 1, 2, 3, random. Bam. Exact, le iei din dulap. Da, ce... Mamă, le iei dintr-un dispenser. Și ce pică? Da. Chiar. Uai, ce random ar fi chestia aia. Doamne, da. Dumnezeule, nu știu dacă vreau să mă gândesc la așa ceva. Nu știu, vede, mă duc. Te las atunci. Zi plăcută să ai, papa. Că tot am făcut rost de un steak de diamante, cred că mă pot lipsi de câteva pentru a cumpăra o carte cu mending. Nu de alta, dar după cum i-am povestit și lui Puf, mă lasă toporul. Nu am pe el mending, așa că ar fi o idee super bună să cumpăr una de la Nenea Panda. Așa că îmi trebuie 5 diamante. Perfect, așa. Și rămân cu 12 blocuri, numai bine în cazul în care mai am de cumpărat alte lucruri pe viitor. Acum văd că au făcut vânzări chiar ca lumea, îi las aici 5 și am luat cărticica. Vreun anvil oare să aibă Panda aici în casă? Trebuie să aibă. Ia uite cum așteaptă. Bam, 17 nivele. Noroc că am aproape 500 și acum merg la ferma de gold ca să-l repar.